Reprezentanții Direcției Naționale de Drumuri și Poduri Iași informează că pe podul de pe DN17A, situat în localitatea Dornești, se circulă alternativ pe un singur sens. Măsura a fost luată pentru că muncitorii înlocuiesc dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație. În acest context, DRDP Iași face apel la înțelegere din partea conducătorilor auto pentru disconfortul temporar creat și le recomandă acestora să circule cu atenție și să respecte semnalizarea instituită în zona de lucrări. Pe de altă parte, au început lucrările de dezafectare a podului provizoriu de la Milișăuți. Este vorba despre varianta provizorie care a deservit traficul ușor în perioada lucrărilor de reabilitare a podului de pe DN2H Milișăuți. Podul reabilitat a fost redat traficului la începutul lunii august, astfel încât, odată cu finalizarea documentației de recepție la finalizarea lucrărilor și preluarea în administrare de la constructor, varianta provizorie poate fi dezafectată.